Cătălina și Vlad stăteau de vorbă de dimineață despre faptul că Vlad a primit niște sugestii să ștundă tundă părul, să îi facă altfel, să-și facă altfel de look și atunci spunea Cătălina că nu înțelege, stai așa un pic, nu înțeleg ce treabă au oamenii cu măsții tu părul, păi tu le spui lor cum să-și îl prindă sau ce să-și facă la el? Atunci Vlad a făcut o glumă și a zis că o să îi se spună codiță de acum și când o să dea mesaje pe Antena Play o să zică eu codiță, vă mulțumesc pentru susținere. Cătălina în continuare era împotriva acestor indicații cum să aibă lucrul și zicea că sunt oameni nebuni unii dintre ei, cei de afară, care spun cum să aibă grijă de ei și ce să își facă la păr. Și mai spunea că se bucură de faptul că sora ei nu mai ascultă la toate comentariile negative în ceea ce îi privește pe cei doi.